Pe domnișoara Lola Damian o vizită la ea acasă. Din cauza dimineții mohorâte, cu frecvente rafale de ploaie, nu ieșise cu băiatul. Crișan își dăduse capul pe spate pentru a ajunge cu privirea la figura lui Mănescu și îl cerceta fără sfială. Nu era un timid, având o anume dezinvoltură, des întâlnită la copiii provenind din familii înstărite, deprinși cu societatea adulților și cu atenția care li se acordă. În sinea lui, inspectorul se miră că, de vreme ce tot hotărâseră un program de interior, nu rămăseseră în apartamentul Dimitreștilor, unde există o terasă, jucăriile puștiului și diverse comodități. Parcă ghicindu-i gândurile, bătrâna explică. Lui Crișan îi place la mine, are o slăbiciune pentru bibelouri. E probabil ceva nou, față de ceea ce are acasă în tot timpul. Nu-i așa, Crișan? Băiețașul indică spre un dulap vitrină foarte înalt, ocupând tot colțul încăperii. Astea îmi plac cel mai mult. Are și ce să-ți placă, surâse Milord. Era o colecție de păsări din porțelan, etalată pe vreo 7 rafturi și de care se apropie fascinat. Noutatea, cel puțin din punctul lui de vedere, o constituia faptul că păsările fuseseră gândite pe reche, un el și o ea, și reproduse în mărime naturală, de la colibri până la papagalul ara. Și ideea de a isca un miting de zburătoare îi se părea interesantă, iar ceea ce făcea ca adunarea să reprezinte o colecție erau stilul și materialul aparținând în mod inconfundabil aceluiași autor. Nu se înșela, Lola explicându-i că setul fusese conceput de o femeie, o mare artistă irlandeză, parcă în serie mică și că numeri pe degete persoanele care posedă toate piesele colecției. Tata a fost unul dintre puținii fericiți posesori și nici noi, vreau să spun, mama și cu mine, nu ne-am atins de ea. Nu mai există totuși perechea, pasărea paradis. În 74, un diplomat argentinian, el însuși mare colecționar, s-a ținut de capul mamei până i-a vândut-o. Erau exact piesele care îi lipseau. A oferit un preț fabulos, în valută, desigur, căruia mama nu i-a putut rezista. Păcat, totuși, aprecie Dinu. Ați amputat un întreg. Lola ridică din umeri. Desigur, dacă privești lucrurile din acest punct de vedere. Oricum, fapt consumat. Da, ca să nu vă rețin, stimată domnișoară, am venit la dumneavoastră. Crișan îl trase de cracul pantalonului. Știi că eu am văzut vacă? Crișan, îl mustră dulce Lola, ți-am spus că nu-i frumos să întrerupi oamenii mari când vorbesc. Copilul reacționă imediat în sensul dorit, dar fără să se fâstăcească din pricina dojenii. Vă rog să mă scuzați, nu renunță însă la idee. Am văzut vace de adevăratele. Uite așa coarne aveau, își duse arătătoarele bârligate la tâmple. Aveau și coadă. Extraordinar, se miră inspectorul. Când le-ai văzut? Mâine, preciză cu lipsa noțiunii de timp caracteristică a copiilor încă foarte mici. Le-a văzut și Lola, nu-i așa? Domnișoara Damian conchise îngăduitoare. Crișan are o fantezie debordantă. Băiețașul o privi nedumerit, neînțelegând ce a vrut să spună. Renunță și insistă. Dădeau tot timpul din coadă ca să alunge muștele, așa mi-a spus Lola. Nu-i un copil mincinos, dar din pricina imaginației foarte bogate, nu știi niciodată când fabulează, așa cum face acum. Milord o cercetă curios. De ce oare părea atât de important pentru Lola faptul că băiatul a văzut orniu vaci? Copilul le văzuse, avea certitudinea. De ce ea ținea morțiși să-l asigure de contrariu? Probabil, surâde Mănescu, unde era să vadă vaci în inima capitalei? În fond, nu are nicio importanță. E, ocazia ar mai fi avut el, chiar și cu mine. Facem uneori mici scapade în împrejurimile Bucureștiului. Cu ce vă deplasați? Bătrâna îl privi mirată. Cu mașina, firește, am o scodiță. Conduceți? Bineînțeles, de la 25 de ani, ce vi se pare atât de curios? A fost o simplă întrebare, râse stânjenit Milord. În realitate, era foarte surprins. În general, oamenii în vârstă renunță la condus, câți indivizi peste 60 de ani mai vezi la volan. Dar peste fenomenul general nu-și putea deloc închipui persoana Lolei Varlam în ipostaza de șoferiță. Aceasta presupune un anumit modernism, o anume doză de independență și de emancipare,
atitudini care nu se asortau cu făptura personajului din fața lui. Ea era firavă, desuetă, sugerând alt secol, vremuri uitate, când femeile mai erau duse de mână. Dacă stai să te gândești, sunt absurd. La 65 de ani, ceea ce presupune o tinerețe consumată după război, a prins din plin manifestările progresului social, iar bani pentru o mașină au existat în familie. Pe urmă, nu pe toți bătrânii mai poți desluși desenul tinereții, fizic și psihic. Nu poți să știi ce drac de femeie fusese odinioară guvernanta. Începusem să vă deslușesc motivul vizitei mele. După cum știți, am discutat cu soții Dimitrescu despre coletele macabre, dar aș vrea să vă cunosc și punctul dumneavoastră de vedere. Petreceți acasă mult mai mult timp decât ei, presupun că sunteți mai familiarizată cu vecinii și cu atmosfera imobilului. Pe buzele sărăcite de vârstă, fenomen inevitabil când proteza artistică înlocuiește dinții naturali, se înfipse un zâmbet fin, dar nu lipsi de sarcasm. Mă vedeți trăgând cu urechea sau papotând cu vecinii din curiozitate mahalagească? Ori doar așa ca să-mi omor timpul? Nu la așa ceva m-am gândit, ci doar la faptul că, având mai mult timp la dispoziție, chiar fără să vreți, observați mai multe. Mă interesează în acest sens orice amănunt cât de neînsemnat, dar mai puțin obișnuit care să vă fie atras eventual atenția. Femeia își privi, gest reflex, mâinile descărnate pe care vinele groase pictau rădăcini albastre, mâini pe care nemilosul romantism le masculinizase. Ar fi ceva, declară îndoită. N-am dat importanță, probabil e o simplă coincidență. Dar pentru că dumneavoastră mă încuraja să vă relatez orice, fi drăguț și du-te în camera ta. Băiețelul se târa în patru labe, împingând pe parchet un tractor. Zgomotul roților metalice era enervant. Colțurile gurii îi alunecară. Se uită nemulțumit la bătrână. Își luă totuși jucăria și părăsi încăperea. Milord surâse. Meritați felicitări. L-ați dresat bine. E și docil din fire, dar și părinții au meritul lor. Nu-l răsfață excesiv și mi-au dat libertatea să stabilesc eu regulile, iar ei le respectă. Crișan are șansa de a nu fi victima a două sisteme de educație. Ce vroiam să vă spun? Da... Rețin că în ambele situații, când au apărut la noi pachetele acelea dezgustătoare, am observat în bloc o prezență străină. Foarte interesant! Stați un moment! Îi stăvili Lola entuziasmul. Nu pretind că țin evidența tuturor celor care intră în imobil, dar cunosc locatarii. De altfel, nici nu suntem prea mulți. Personajul despre care vă vorbesc, hotărât nu face parte dintre ei. Ținea ceva în mână? Nu! De fiecare dată avea aerul că pleacă, nu că vine. O secundă, o opri inspectorul. Când s-a primit cel de-al doilea colet, vă aflați în apartament împreună cu doamna Dimitrescu și copilul. Când ați venit să, zicem, la lucru. Ca de obicei la 9 dimineața. Pachetul nu exista. Evident, înseamnă că a fost depus în intervalul dintre sosirea dumneavoastră și intenția de a pleca a Ginei Dimitrescu. Foarte exact, dar nu văd unde vreți să ajungeți. Ați mai părăsit apartamentul în acest interval? Nu, nu fac eu cumpărăturile. Păi asta nu înțeleg. Cum l-ați putut vedea? Plecând. Bătrâna părea nedumerită de nedumerirea inspectorului principal. Dar e foarte simplu. Am ieșit pe terasă ca să văd cum e timpul, să știu exact cum îl îmbrac pe Crișan. E foarte sensibil. Răcește la cea mai mică adiere. Am aruncat o privire întâmplătoare pe stradă și atunci am văzut persoana care se îndepărta. Mi s-a părut cert că ieșise din blocul nostru. Și prima oară l-am văzut când a coborât din lift. Tocmai verificam cutia poștală din hol. Înțeleg. Prin ce v-a atras atenția persoana? Mi-o puteți descrie? Ei, nu chiar ca la pașapoarte, râse femeia. Am să încerc. Mi-a atras atenția distincția ieșită din comun. Bărbat, femeie, bărbat, un domn, cam de vârsta mea, îmbrăcat ireproșabil, într-un costum tabac. Cred că are o slăbiciune pentru nuanțele de maro, căci a doua oară purta un sacou cafe ole. Bărbat, reflectă Milord, Sofron văzuse pe cineva tânăr, neidentificabil însă ca sex. Să fi fost două personaje implicate în predarea pachetelor, sau tipul remarcat de Lola să se înscrie în zona întâmplătorului,
fără nicio legătură cu cazul în sine. Trebuie să vă mai spun că e foarte suplu, chiar uscat și merge în baston. Un baston străvechi, moștenire de familie cu siguranță. Aici, surâse, sunt foarte sigură. Mă pricep oarecum. Adică? Adică asemenea accesorii nu se mai fabrică azi, erau la modă în perioada interbelică. Adică, insistă Mănescu, sunt făcute din lemn de bambus în interiorul gol având camuflată o umbrelă, deși baston și umbrelă în același timp. Știu despre ce vorbiți. Bățul propriu-zis e alcătuit din mai multe segmente care intră unul într-altul ca paharele de excursie, din aluminiu. Doar mânerul, ca o jumătate de covrig, rămâne fix. Chiar așa, încuvință Lola Varlam. Un astfel de baston a avea și domnul despre care vă vorbesc. Sfârșit cu un gest de neputință. Nu cred să vă fie de mare folos, dar nu mi-amintesc de nimic altceva mai deosebit. Mănescu plecă îngândurat. Ceva nu rima aici. Dar nu punea la îndoială niciun amănunt din relatarea Lolei. Nu și închipuia însă deloc, dar deloc, un bătrân în baston făcând pe poștașul unor expediții sinistre. Operațiunea presupune un pe ascunselea, care la rândul său presupune iuțeală, picioare sprintene pentru o retragere urgentă din zonă. Clișeul ăsta nu semăna deloc cu neputințele unui pensionar în trei picioare, oricât de performant ar fi fost el. Mai exista, desigur, și aceasta părea ipoteza cea mai apropiată de realitate, posibilitatea unei coincidențe. Un moșulică nevinovat, nimerit întâmplător în bloc și în colimatorul Lolei, în exact aceleași zile cu pachetele macabre. În sfârșit, a treia ipoteză, posibilitatea ca bastonul și vârsta, întreaga atmosferă a personajului, să fie false. Un travestit inventat exclusiv în vederea unei cărăușerii prudente. În realitate, mai exista o variantă care, pentru moment, nu-i trecu prin minte. Nici ăsta n-a făcut nimic, spuse Panait expediind cu un bobârnac disprețuitor raportul inspectorului Firoiu. E un bloc de încuiați ortomani, cu business-uri personale care de care mai prospere. Mănescu îl cercetă curios, nu fără o nuanță de maliție. Invidios în adâncul sufletului și drapelând cinstea ca fiind sorgintea incapacității sale de a face bani, Panai tună și fulgeră împotriva franzelarilor, zic elefanților albi. Împărtășea de altfel opinia aproape generalizată, cum că au izbutit să ajungă în fruntea bucatelor numai foștii nomenclaturiști cu cheag serios realizat încă dinainte de 90 și escrocii talentați, toți niște tâlhari. Nu admitea nicio excepție, căci afirma, de asemenea, a idoma multor dintre concetățenii săi să nu-mi spui mie, domnule, că prinzi vânatul cel gras fără muniție. Urma leitmotivul, cu ce să dai start unei afaceri dacă n-ai capital și relații? Ortomani, de acord, dar nu văd legătura. Ce are de-a face seiful lor cu ancheta noastră? Inspectorul Panait îi îndreptă o privire furioasă. Și ăsta era plin de lovele. Mama lui de unde le-o fi având? De-aia nu vedea legătura. Desluși pe un ton de un didacticism forțat, gata să treacă la acute. E o legătură elementară. Cu cât e mai plin chimirul, cu atât legătura de pe ochi devine mai groasă. Pe ăștia ajunși nu îi interesează nimic dacă nu le afectează propria afacere. N-au ochi, urechi, inimă pentru nimeni și nimic. Chestia asta tu n-ai însă de unde să o știi. De ce? Se interesă suav Mănescu. Celălalt rânji. Ia ghici. Abia aștept să-mi o spui tu, așa că dă-i drumul. Panaița plecă peste birou. Vocea-i gâlgâi de furia invidiei. Pentru că ești în echipă cu ei, nu cu noi, pălmașii. Vrei să îmi povestești că tragi în poliție pentru leafa asta de căcat? Nu, milord, mă atalevi aici din sport de zbenguială. Ceea ce mi se pare foarte frumos din partea mea. Voluntariat în slujba binelui obștesc. Hai nu mă lua pe mine la mișto, că nu ține. Ceva mai domolit adăugă. În realitate ești o enigmă. Dar până la urmă,
Tot descoper eu ce se ascunde după masca asta de dandy care face pe detectivul genial. Voi fi nespus de curios să aflu ce ai descoperit. Întorcându-ne acum la dosar, nici eu, nici firoiu n-am dibuit nimic. Parcă înțeleși, absolut toți intervievații n-au fost acasă în intervalele care ne interesează. Ce propui în continuare? Panait ridică din umeri plictisit. Până nu descoperim identitatea femeii ciopârțite, nu putem face nimic. Pachetele vor continua să sosească, începe să semene a tic nervos, iar noi o să batem pasul pe loc. Milor declară pe gânduri. Sper din toată inima că vor continua să sosească. De ce te interesează cadavrul reconstituit în totalitate? Ce speri să aducă nou? Mănescu clătină din cap. Mă gândesc la altceva. Cu excepția mâinii descoperite de copii în puțul de la Blegești, toate celelalte colete au fost depuse în blocul diplomatului. Nu știm de ce, dar e un fapt cert. În cazul în care nu mă înșel și următoarele pachete vor fi depuse la aceeași adresă, indiferent de numărul apartamentului, avem o șansă. Punem imobilul sub supraveghere intensă și e posibil să descoperim poștașul. Dacă punem mâna pe ăsta, avem cheia întregii afaceri. Nu-s deloc sigur că poștașul e în cunoștință de cauză. Poate habar n-are ce transportă, dar recunosc că ar fi o pistă interesantă. Problema e cum procedăm practic. Întinzând o plasă foarte deasă. Știi ce înseamnă asta? Supravegherea întregului imobil, 24 din 24, câte un agent pe fiecare palier. Adică 7-8 oameni alocați în exclusivitate numai aceste afaceri. Să vedem cine ți aprobă chestia, că și așa suntem în deficit de oameni. E vorba doar de câteva zile, poate o săptămână, dar nu cred. Panait îl măsură ironic. Ți-aș opti vreo rândunea? Ba, dimpotrivă, mi-e teamă că Mr. Canibal, constatând că tot blocul e supravegheat, va sta cu minte o vreme. Cum a așteptat jumătate de an, mai așteaptă nițel. Logic, recunoscut Dinu Mănescu. Așa ar fi. Dar simt, presimt că a intervenit ceva care îl obligă să scape de cadavru cât mai repede. Îl presează ceva legat de timp. Inspectorul Panait își lărgi nodul cravatei, aducând mai degrabă afrânghie din pricina uzurii. E ceva ce nu pricep nici de-al dracului. Cum dispare un om așa, în neant, fără ca nimeni să nu se sesizeze nici măcar cât de furtul unui biciclete? Am mai discutat problema. Am propus ca portretul femeii, atâta cât poate fi reconstituit, să fie mediatizat. Dar, după cum știi, nu e o chestie simplă. Iar ăia de la antropologie nu se grăbesc niciodată. Și pe bună dreptate. Încă o chestiune, poate o pistă. Am comparat agenda lui Bălăcescu cu cea a Dimitreștilor. Panait își ridică brusc capul, cu privirea scânteind de curiozitate. Ei? Plecând de la silaba scăpată de Gina Dimitrescu, Marc, am descoperit un marțian care figurează în ambele agende. Atunci dai bice, sunt clienții tăi, ce mai aștepți? Ok-ul tău, râse Mănescu. Hai, sictir! Costumul de baie al Andreei era negru, cu niște margarete minuscule și imediat vizibil tocmai pentru decența lui. Întreg, cu spatele adânc decoltat, altfel decât cele cu sfoară care intră între fese, îi accentua linia desăvârșită, avantaj pe care costumele dintr-o bucată îl oferă față de cele alcătuite din două piese. Se aflau pe terasa bazinului Lido, central și la îndemână, pentru că fata nu își permitea o pauză mai lungă de 2 ore. Trăgea tare pentru examenul de admitere, fiind în general o ambițioasă și o înțeleaptă pentru vârsta ei. Vroia propria ei identitate, dincolo de statutul de fată de familie, să nu se cramponeze de tinerețe, ca să-i mai rămână ceva și după ce va împlini 30 de ani, când gata, s-a terminat, te scot puștoaicele din competiție. Mai exista însă un stimulent important. Intrând la facultate, bătrânii vor fi fericiți, iar ea va dispune de un atu important, pledând pentru o căsătorie neîntârziată cu Ciprian. Alcătuia o pereche care, fără îndoială, atrăgea atenția indiferent în ce spațiu ar fi evoluat, amândoi foarte speciali, se completau de minune. Cine-i vedea se gândea imediat la minunea de copil care s-a riscat din împerecherea lor, deși regula nu funcționează întotdeauna. S-au văzut destule cazuri în care din părinți superbi
au rezultat exemplare comune, fără nimic deosebit. Cei doi păreau o reclamă vie pe care Ciprian îl avantaja cămașa italienească roșie ca un mac din mătase descheiată. Un turist neamț, amator de clișee comerciale de frumusețe standard, le făcu discret o poză. Andreea și Ciprian nu-l observară, cum nu observau nici privirile mai camuflate sau mai directe, care îi urmăreau din toate părțile. Erau deprinși cu omagile și admirația pe care o stârneau oriunde s-ar fi aflat. Andreea, sorbind din când în când din sonda de Nesfrape, îi povestea încântată câte pagini a tras azi noapte, câte mai are, că există vreo două subiecte pe care nu se simte prea sigură și că trebuie neapărat să le reia și abia într-un târziu observă că Ciprian o urmărea fără entuziasm, părând cu gândurile duse. Fata se întrerupse la mijlocul frazei și îi atinse brațul. Ce se întâmplă cu băiețelul meu? Parcă nu sunt boii acasă. Ciprian tresări și surâse crispat. Nimic, iubito, te ascultam. Cu o singură ureche. Ai necazuri? Știi că mie poți să-mi spui totul. Chiar mă supăr dacă mi-ascunzi ceva. Dacă spun că n-am nimic, vrei să inventez? Mă mulțumesc cu ce se petrece în realitate. Insist să-mi spui. Dacă nu, mă ridic și plec. Tânărul începu să râdă. Ăsta-i șantaj. Crezi că aș mai avea o clipă de liniște știind că ai supărări? Crezi că mă mai pot concentra? Îmi strici toată ziua. Ciprian își mușcă buzele. Din pricina nehotărârii, a sentimentelor contradictorii care îl stăpâneau, aproape că îi venea să plângă. Simțea acut nevoia de a se confesa, de a se descărca de povară, dar totodată îi era o teamă cumplită de impresia ce ar face o relatare a lui și de reacția Andreei. Sunt chestiuni care mă privesc numai și numai pe mine, începu evaziv. N-are sens. Ba are, îl întrerupse fata. Spune odată! Tânărul rosti cu senzația că se aruncă în gol. Azi e vineri. Până sâmbătă trebuie să fac obligatoriu rost de $1000. Andreea nu-și luă ochii de la fața lui lividă, în vreme ce Ciprian nu îndrăznea să o privească. Dintr-o dată, fata izbucni într-un hoho de râs care răsuci câteva capete. Stupefiat, Ciprian își ridică ochii. Și pentru $1000? Atâta mister și atâta dramă? Pentru mine e mult. Bănuiesc că i-ai împrumutat când ți-ai luat mașina. Chiar așa, se lumină Ciprian mințind la iuțeală. Pentru moment, primejdia, deși trecuse atât de aproape pe lângă ea, era alungată. I-am rugat să mă păsuiască o săptămână, două, dar ăștia sunt ai dracului. Cine să ăștia? Ciprian pronunță în șoaptă. Mafioții. Ce treabă ai tu cu mafioții? Se încruntă fata. Știu că am greșit, dar aveam nevoie musai de bani. Pierdeam ocazia, iar singurii care dispun întotdeauna sunt bandiții ăștia. Dobânzile mai ales sunt necruțătoare. Andreea îl mustră cu blândețe. De ce faci prostii? Cum spune tata, doar un neghiob se dă legat pe mâinile cămătarilor. Sau disperații, ferească Dumnezeu să fii la nevoie. Nimic nu te îndreptățește să zriși viața și liniștea. N-ai văzut și în filme? Te ologezi și te mutilează pentru câteva sute de dolari datorie. Știu, tocmai de aia eram disperat. Să-ți fie rușine! Asta e încrederea ta în mine? De ce nu mi-ai cerut dacă ai avut nevoie? Ce sunt eu? Doar o păpușă pe care o scos din cutie doar când ai chef să te distrezi? Ciprian, cu ochii umeziți de emoție, îi apucă mâinile peste masă și le sărută. Iubita mea, iartă-mă dacă te-am jignit. Mi-era frică să nu interpretez greșit. Sunt striptist, cum îmi spune domnul senator, dar nu pește. Așa e lumea, imediat te califică de întreținut. Andreea declară pe un ton categoric. Altădată lasă-mă să interpretez și să calific singură. Jură-mi că, indiferent ce ți s-ar întâmpla, îmi vei spune deschis. Asta înseamnă că eu voi proceda la fel. Jură! Jur! Adăugă după o scurtă ezitare. Cum ai să faci jos de bani? E, totuși, o sumă importantă. Nu și pentru mine. Se interesă îngrijorat. Ai să le ceri alor tăi? Nici gând, râse fata. Ei sunt prea old fashion pentru așa ceva. Eu însă gândesc altfel. Când doi oameni se iubesc, nu contează cine are mai mult.
Eu nu m-aș fi sfit să-ți cer ție dacă aș fi fost la ananghie. Tu ești femeie, fleacuri. Ca să fii cu inima împăcată, am contul meu personal la banca lui Țiriac. Mi l-a deschis tata socotind că trebuie să învăț de timpuriu să am banul meu și să-l administrez singură. Ciprian ar fi fluierat de uimire. Ar fi visat la un carnet de cecuri de care să dispună liber când el și maică-sa, nu odată, se săturau amândoi dintr-un nou. Nici nu auzise măcar de ceva similar o fată care n-a împlinit 18 ani să jongleze dezinvol cu sutele, poate chiar cu miile de dolari. Și dacă află, ce le spui? Fata răspunse cu siguranță. Că sunt banii mei personali pe care mi-a lăsat bunica Ivon, mama mamei. Chestiile astea s-au întâmplat de mult, poate că ai auzit de naționalizările comuniștilor. Ei bine, tot ce a obținut bunica, 50 de hectare din fosta moșie, contravaloarea unor imobile, vie, magazine și așa mai departe, a pus pe numele meu. Zdrobit de atâta avuție, Ciprian șopti. Ești o fată foarte bogată. Andreea surâse. Te deranjează? Mă sperie. Mai speriat și mai nemulțumit era de el însuși, pentru că îi jurase Andrei sinceritate și mărturisenie necondiționată, indiferent de problemele pe care le-ar avea, și se întreba temător dacă nu cumva el pierduse o ocazie unică să scape, destăinuindu-i marele lui secret, povară de care nu se putea debarasa nici în vis. În perspectivă nu prea îndepărtată se prefigura și următoarea mișcare de șantaj. Nu era un bărbat cu experiență, dar era totuși suficient de intuitiv ca să se teamă că bestiile nu-l vor lăsa în pace. Nimeni nu renunță la o găină care face ouă de aur, la niște bani obținuți fără un minim de efort de la un fraier prins la înghesuială, iar pretențiile cu siguranță vor spori. Trebuie să ne căsătorim cât mai repede, s-o pun în fața unui fapt împlinit. Știa că nu-i fair play vis-a-vis de Andreea, dar ar fi fost în stare de orice numai să nu o piardă. Și dacă nu mă va ierta, alungă gândul, el ar fi iertat-o, indiferent de ce s-ar fi făcut vinovată. Îi cuprinse umerii și o sărută pe tâmplă. Doamne, ce frumoasă ești! Poate că ai tăi au dreptate. Nu te merit. Ba, mă meriți, decise Andreea scurt, și eu pe tine. După amiază, deverul de la licurici creștea considerabil, așa că Dumitru Sofron îl aștepta la masa cel mai puțin solicitată de obicei. Era situată chiar lângă ușa WC-ului, cu o perspectivă redusă, doar asupra unei treimi din local. Bătrânul se scuză și la invitația directă a inspectorului principal intră în subiect. Cum să vă spui? Cu vorbele care vă vin în minte. Sofron se holbă ca și cum indicația l-ar fi surprins din calea afară, apoi explodă. Ecaterina știe ceva, dar nu vrea să vă spună. E bine așa? E bine, râse Mănescu. Acum luați-o pendelete. Când și ce s-a întâmplat? Azi la prânz. Mi-a zis că a văzut cine a lăsat coletul ăla al doilea, la Alde Bălăcescu. Deci, observă inspectorul, de marți sau... N-am ținut socoteala, dar e vorba de ăl de al doilea, vreau să zic, de pachet. Dacă știe că v-am zis, îmi taie gâtița. Pe bune, mi-a atras atenția și terorista nu se joacă. Să nu vă spăcăpați cumva. Milord luă o scobitoare din solniță și o frânse în bucățele. De ce ține atâta la secret? Ce v-a spus? Sofron își desprinse paharul de la gură, se șterse temeinic cu dosul palmei și în sfârșit ridică din umeri. Ci că asta e treaba poliției, da, i-a primit zlefuri grase. Să vă descurcați singuri. Pe urmă, zice că nu vrea să-și pună viața în pericol. Știți, ca în filme, martorii sunt lichidați. Și făcu un gest caracteristic, sugerând un cuțit alunecând pe beregată. Înseamnă că a văzut, dar a și fost văzută. Completă în gând. Terorista nu-i chiar atât de absurdă. Din moment ce a fost văzută de cărăuș, vreau să spun, persoana care a lăsat coletul la ușa diplomatului, doamna se află oricum în pericol. Explicați-i acest aspect. Sofron râse senin, fără umbră de amărăciune. Na, ascultă ea la mine. Mă, socoate nătâng și nici eu nu mă pretind că aș fi la fel de mintos ca ea. Doctoriță, sublinie cu un extaz pe care anii nu-l alteraseră. Milord își drese glasul și rosti, accentuând cuvintele. Domnule Sofron, nu vă ascund faptul că identificarea poștașului n-ar fi de un imens ajutor. Poate ar duce chiar la soluționarea imediată a dosarului. Mie îmi spuneți, râse șugubă Sofron, e la mintea găinii. Pe de altă parte, păstrând tăcerea,
Doamna nu poate fi ocrotită, se lasă complet descoperită, la dispoziția ucigașului și în voia sorții. Deci, interesele noastre converg. Dacă însă îi explic eu toate acestea, implicit trădez așa zisa dumneavoastră indiscreție. Ferească Dumnezeu! Se sperie bătrânul bătând în lemn. Nu mai am zile cu ea și nici încotro să o apuc. Și să vă mai spui una, Ecaterina nu-i proastă, că i-am zis și eu că de vreme ce a apucat banditul s-o vadă că-l vede, tot în primejdie se cheamă că se află. Știți ce mi-a răspuns? Nu-i chiar așa, fiindcă au trecut aproape 4 zile și ăla, văzând că nu-l caută poliția, s-a liniștit. Îi zice că știu să-mi țin gura, ori poate că nu l-am băgat de seamă și mă lasă în pace. Da, lucrurile stau o leacă altfel, banditul vrea să se afle în deplină siguranță, iar în gândirea tipică infractorilor, doar moartea pecetluiește definitiv gura oamenilor. Spuneți-mi, domnule Sofron, așa cum o cunoașteți, ce anume ar putea o determina să vorbească cu noi? Sincer? Doar banii, răspunse bătrânul fără asta pe gânduri. Milor ridică din umerea pagubă. Nu funcționează la noi sistemul ca poliția să dea șpagă pentru a determina un martor să declare ce știe. Îl străfulgeră însă o idee. Cum ar reacționa doamna doctor dacă s-ar confrunta cu un pericol real, iminent? Sofron îl privi lung de parcă n-ar fi înțeles sensul întrebării. De fapt, înțelesese, era doar descumpănit de aspectul neașteptat care îi se dezvăluia. Răspunse șovăitor. Știți, Ecaterina nu-i fricoasă, nu se sperie cu una cu două. N-ar impresiona-o un act concret din partea banditului? Baia, cred că da, pe cine n-ar impresiona? Da, ceva serios, adăugă cu o grabă suspectă. Mulțumesc. Milord conchise că Dumitru Sofron nu era chiar atât de nătâng pe cât părea. Soții Dimitrescu îl așteptau pe inspectorul relativ relaxați. Gina, care își cunoștea bine bărbatul, îl simțea vag neliniștit. De obicei, când avea probleme, Mihai pierdea amploarea mișcărilor care îi însoțeau în mod caracteristic discursul, indiferent despre ce ar fi fost vorba, sugerând gestica unui avocat pledând la bară. Necazurile cele mai mici îl determinau instinctiv să-și stăpânească brațele, trupul în întregime, sărăcindu-l parcă de mobilitate. Gina se interesă prudent. Crezi că a găsit ceva? Mihai râse scurt, fără veselie, și el își cunoștea nevasta. Știu la ce te gândești, la povestea aia veche. Dimitrescu făcea parte din categoria rarisimă a bărbaților care nu au niciun secret cât de infam vis-a-vis de persoana pe care o iubesc. Spre norocul lui, aceasta era chiar nevastă-sa și nu numai că o iubea, dar Gina reprezenta însuși idealul lui de femeie. Trecu în spatele canapelei și îi cuprinse umerii cu tandrețe. Își tuflinările în coama care aprindea în după-amiaza cam întunecoasă o flacără mătăsoasă. Exclus, iubito! Este un episod de care nici nu mai trebuie să ne amintim. Nu mai face parte din viața mea. A noastră, sublinie Gina. Nu împart cu tine doar cozonacul. Bărbatul o sărută recunoscător pe tâmplă. Au trecut peste 15 ani. Te asigur că nimeni nu se mai gândește la întâmplări din secolul trecut. Timpul, m-am convins, e ingrat, dar și un mare tămăduitor. Dizolvă esența tragediei. Gina oftă imperceptibil. Nu și când ești implicat cu toată ființa. Ce spui tu e valabil pentru asistență. Se abținu însă de la orice comentariu. Știa cât regretă Mihai gestul de odinioară, rarele, dar sistematicele coșmaruri care îi zbuciumau nopțile, aveau același subiect, se avânta în tot soiul de acțiuni filantropice, răscumpărând prin mituirea proniei cerești fără de legea comisă. Îi era recunoscătoare pe viață că mărturisirea avusese loc înainte de nuntă. Deci, nu fusese pusă în fața unui fapt împlinit, îi lăsase, în cunoștință de cauză fiind, liber dreptul de opțiune. Iar ea închisese ochii. Ceea ce se întâmplase era cumplit, dar în străfundurile sale Mihai nu era un om rău. Un bărbat onest, care la un moment dat, prins în împrejurări fatale, greșise, dar care acum se căia. Mai presus însă de toate, îl iubea. Cred că e o simplă vizită de rutină, continuă Mihai, dar ceva din nuanța tonului trăda faptul că încerca să se liniștească pe el, în primul rând. N-avem nimic comun cu Bălăcescu și el e total străin de povestea noastră. Acum 15 ani nici nu auzisem de el. L-am cunoscut abia când ne-am mutat.
iar relațiile dintre noi n-au depășit stadiul celui mai indiferent bună ziua schimbat între vecini. Așa e, îi surâse Gina. Ai dreptate. Amândoi știau că niciunul dintre ei nu era capabil să aibă de-a face cu poliția fără să încerce emoții, fără să gândească, reflex, la tragedia de odinioară. Dacă s-a descoperit ceva, timpul nu ascunde chiar orice, când te aștepți mai puțin, te găsește bumerangul justiției divine și e de ajuns să apuci un firicel pentru ca ghemul să înceapă să se rostogolească singur. Îl primiră pe Mănescu afabili, degajați, comportament de natură să creeze de la bun început o atmosferă de vizită mondenă. La fel de gentil, inspectorul refuză băutura propusă, acceptând totuși o cafea. Demară rapid discuția, punând agenda pe masă. Mihai se interesă zâmbind. Ei, ați găsit ceva? Pariez că nu, râse Gina, care părea tolănită într-o poziție voluptoasă. Părea, pentru că era, de fapt, cât se poate de decentă, dar în realitate, oricum s-ar fi așezat sau s-ar fi mișcat această femeie, deborda de senzualitate. Milord râse la rândul lui. Nu pariați că pierdeți. Și, dintr-o dată, ambii soți deveniră foarte atenți. Recunosc că m-ați făcut extrem de curioasă. Există un nume, cu numărul de telefon corespunzător, desigur, prezent și în agenda dumneavoastră și a lui Bălăcescu. Ca să vezi ce mică-i lumea, observă Mihai convențional. Despre cine-i vorba? Marțian, spuse inspectorul. Răzvan Marțian. Observă, mai mult intui, un schimb fulgerător de priviri între cei doi. Dimitrescu exclamă. Extraordinar! Nu l-aș fi văzut pe Marțian în relații cu Bălăcescu. De ce? Celălalt păru încurcat. De fapt, nu știu. M-am luat după aparențe. Marțian e un jovial, un plezirist. Pe ăstălalt îl văd ascetic. Dar cine știe natura raporturilor, nu e obligatoriu să facă revelionul împreună. Deocamdată, să definim în ce relații sunteți dumneavoastră cu Răzvan Marțian. Mihai ridică din umeri. Stau și mă întreb dacă se poate vorbi despre relații când trec ani în șir fără să te vezi cu persoana. Chiar, interveni Gina. Cine e ăsta? Inspectorul o privi iute. Mințea. Ea scăpase silaba mar de la care plecaseră cercetările lui. De ce mințea? Dimitrescu a avut un gest semnificativ. Ce vă spuneam? Nevastă mea nici nu-l cunoaște. Milor se mulțumi să observe. Nu treci totuși în agenda o persoană total indiferentă. Mi-a fost coleg de facultate. Ne-am reîntâlnit după ani de zile la o agapă și am făcut schimb de numere de telefon. L-ați trecut totuși în agenda. Dar ce-i nefiresc aici? Întrebă Gina ușor belicos. Pur și simplu mă interesez. Schimbăm multe cărți de vizită, dar nu transcriem în agenda decât ceea ce ni se pare interesant și de eventuală perspectivă. Aveți dreptate, fu de acord bărbatul. Dar știți cum se petrec de obicei lucrurile. Vii entuziasmat de la o astfel de întâlnire, v-ați promis reciproc reluarea relației, sub impresia proaspetei revederi, ești chiar convins că lucrurile așa se vor petrece. Pe urmă, zilele trec și intervine cotidianul care dizolvă puseul de entuziasm și nu se mai întâmplă nimic. Nu l-ați văzut decât o singură dată de la terminarea facultății? Atâta din câte mi-amintesc. Gina interveni din nou, declarând ușor alintat. Mărturisesc, domnule inspector, că încerc o senzație de disconfort. Aveți aerul că ne suspectați de ceva. Doar aerul, surâse Milord. Întrebările mele au un singur scop. Încerc să descoper dacă există vreun motiv de dușmănie, ceva care să stârnească în Marțian dorința de răzbunare. În niciun caz, respinse hotărât Mihai. Gina întinse mâna după pachetul de țigări. Asta ar fi răzbunare? Să cadorisești oamenii cu mortăciuni? Ce-a obținut? A reușit să vă oripileze. Poate chiar să vă îngrozească și încă nu știm ce urmărește în final. S-ar putea ca aceste colete să reprezinte doar o primă mișcare dintr-o suită. Se ridică. Deci, niciun motiv de vrajbă. M-am exprimat limpede, râse Mihai. Poate că Bălăcescu vă poate ajuta mai mult. Asta sper și eu. Habar n-am ce să fac, spuse Mihai după ce închise. Cum să procedez? Nu vorbi lângă ușă, șuieră Gina. Dacă... Mănescu nu mai prinse celelalte cuvinte. Fără să am ceva împotriva lor, mie nu mi se potrivesc dezabieurile voluptoase și suave, explicase cândva Bianca Drăgușin. În casă,
purta doar pantaloni de ultimă oră și bluze de pictor în culori și imprimeuri incandescente. Important, își spuse Andreea, era că arăta totdeauna impecabil, o lady ireproșabilă până la cel mai mic amănunt. Distinsă. Amândoi părinții, deși demodați ca mentalitate, erau în schimb distinși și Andreea se mândrea cu ei. După aerul și felul în care maică s-a o chemase în living la o mică discuție, Andreea bănui că e vorba de ceva dezagreabil pentru care ai ei considerau că merită certată. În consecință, își aprinse o țigare, ceea ce nu îndrăznea și de față cu taică său, și spuse cu o insolență necamuflată. Bei rumul, mamă, care-i problema? Bianca Drăgușin încruntă sprâncenele fine. Ar fi vrut să o pună la punct, dar spuse altceva. Vreau să-ți povestesc ceva din viața părinților mei. Fiică-sa se holbă. De-aia m-ai convocată și oficial. Mamă, realizezi că a rămas mai puțin de o săptămână până la examene? Că fiecare minut contează pentru mine. Nu, răspunse sec doamna Drăgușin, de vreme ce poți pierde zilnic câteva ceasuri cu striptistul. Dar nu despre asta intenționam să discut. Bine, mamă, discutăm despre ce vrei tu. Te ascult. Își rezemă tâmpla în mâna făcută pumn, afișând o răbdare ostentativă, ceva ce sugera o atitudine de genul «Hai, îți fac hatârul!» Bunicii tăi, începu Bianca, au făcut parte dintr-o generație sacrificată. Nu au fost, desigur, singurii, o întreagă clasă socială având ghinionul să nimerească sub roțile istoriei. Nu rostogoli ochii, vorbesc despre bunicii tăi care au suferit din greu. Din oameni avuți s-au trezit peste noapte săraci lipiți, alungați din locuință, lipsiți de orice mijloc de existență și crunt persecutați. Mamă, povestea asta am auzit-o în nenumărate rânduri. Ori n-ai ascultat-o cum trebuie, ori n-ai înțeles nimic. Ca exponenții ai fostei burghezo-moșierimi, nu aveau nici măcar dreptul la odioasele cartele care asigurau celorlalți un minim de alimente lunar. Se spune că și la nenorocire trebuie să ai un dram de noroc. Bunică ta l-a avut. Era o desenatoare îndemânatică, o amatoare fără pretenții, dar șansa a făcut ca în anii respectiv să fie foarte la modă țesăturile imprimate manual, mai precis pictate. Rochi, buzunare, șaluri, batiste, fețe de masă. Surâse aducerii aminte. În special, florile de câmp îi reușau de minune. Pe scurt, a avut succes și afacerea a mers câțiva ani întreținând modest, dar în limitele supraviețuirii decente, întreaga familie. Andreea rosti cântat, și-am încălecat pe oșa, ca să faci rost de o palmă grea, nu se abținu să nu facă o rimă maică-sa. Andreea începu să râdă, pe bune, maică-sa fusese amuzantă. Și ce s-a mai întâmplat? S-a întâmplat că bunică tu n-ai izbutit să se descurce la fel de bine. Nu era angajat nicăieri, nu fusese acceptat nici ca pasnic de noapte din cauza dosarului. Singura slujbă care i s-a oferit a fost aceea de măturător de stradă. Curiozitatea licări în ochii fetei. Ei, chestia asta n-am știut-o. Sunt multe pe care nu le știi. Și ce-a făcut? Bianca suruse cu tâlc. A primit-o, vezi bine, el, Manole Verești, boier autentic, cu străbuni în toate letopisețele, veliți și divăniți, la loc de cinste în Evgenicon, a primit slujba. Așa cum l-am cunoscut în determinarea lui, ar fi acceptat-o și pe cea de vidanjor. Un amănunt merită semnalat, apropo de perfidia autorităților de atunci. Boier Manole s-a prezentat la serviciu cu ochelari de soare. Încerca bietul să se ascundă, să scape de curiozitatea consternată a cunoștințelor a pietonilor avertizați. Șefii au interzis să-i poarte în timpul orelor de serviciu, amenințându-l cu concedierea. Încercau o perversitate rar întâlnită și se simțeau nespus de mândri că-l pot umili dincolo de cât poate îndura un om pe boier Manole Verești. Nu pricep, făcu Andreea nedumerită. De ce a acceptat o asemenea umilință de vreme ce bunica scotea pâinea zilnică? De ce a îndurat? Aici am vrut să te aduc, zâmbi cu satisfacție Bianca și, aplecându-se mult în față, declară. Pentru că mai presus de toate nu îndura să fie întreținutul nevestisii. Nu suporta să se simtă parazit și pește. Trebuie să-ți mai spun că omul acesta a murit de inimă rea și că și-a primit sfârșitul ca pe o izbăvire. Andreea dădu nărăvașă din cap. Nu înțeleg pe bunica. Eu n-aș fi admis o situație ca asta atâta vreme cât aveau ce mânca. Nu l-a iubit. Ei, și încă cum l-a iubit? Nu l-ai cunoscut însă pe boier Manole.
era ferm ca o stâncă, nu-i te puteai împotrivi. Fata ridică din numeri. Eu văd altfel lucrurile. Maica s-a calculat o pauză de efect și declară scurt. Știu. Andreea, dintr-o dată îngrijorată, o privi mirată. Ce vrei să spui? Presupun că ai ghicit. Crezi că ți-am povestit întâmplător cel mai dureros episod din viața lor? Vezi tu, fetițo, pot ierta multe unui individ, dar nu lipsa de demnitate. Mai degrabă ticălos, dar mândru. Să fie bărbat. Andreea, palidă, încercă să o înfrunte. Să lăsăm șaradele. Spune-mi clar ce ai să-mi reproșezi. Maică s-a oftă adânc. Ție, mai puțin. Ești doar o prostuță îndrăgostită. El însă, pentru mine, nu există. E ultimul om de pe fața pământului. Mă miră că nu ți-e greață. Presupun că el e Ciprian. Ce-a făcut? Bianca o privi sarcastic. Vrei să știi ce și cât știu? Nu mă feresc de cuvinte. Ți-a cerut $1000 și tu i-ai dat. Și dacă asta acum, mă întreb ce se va întâmpla când îi vei fi nevastă. Andreea roșii ca o flacără întunecată și țâșni de pe canapea. L-am rugat să primească banii. O, surâse Bianca, păstrându-și aerul de mare doamnă. E mai abil decât mi-am închipuit. Felicitări! Degeaba ești rea, țipă Andreea. Îți jur că eu am insistat. Ciprian e poate mai copilăros, dar mă iubește și nu-i pește. A căzut cu ușurință în mâinile unor cămătari și ăștia îl șantajează acum, îl amenință cu tot ce-i mai rău. Nu mi-a cerut nimic. L-am văzut doar abătut și nu m-am lăsat până nu l-am făcut să vorbească. Și firește, a vorbit, presupuse ironică Bianca. Te asigur că abia aștepta asta. Fata luă încă o țigare, reuși să o aprind abia după câteva scăpărări de brichetă. Discutăm inutil, mamă. Aveți idei preconcepute. Ciprian e striptiz, maică sa e o curvă și e o victimă. Crede-mă, aș dori din tot sufletul să pot vedea altfel lucrurile. Andreea clătină tristă din cap. Nu, mamă, în realitate nu vrei. Vrei doar să mă determin pe mine să-l părăsesc pe Ciprian. Nu vei izbuti, niciodată. Maică s-a oprivit lung. Nu, probabil că nu vom reuși, dar suntem obligați să-ți deschidem ochii. Și ca să nu zici că suntem părinți neînțelegători, de unde ați știut că am scos bani din bancă? Halal de secretul operațiunilor și de încrederea pe care mi-o acordați. Și faptele confirmă că nu o meritai. $1000 constituie o sumă importantă pentru unii și nu dintre cei mai săraci, venitul pe un an și peste, era firesc să ne alarmăm. Totuși, vrem să te ajutăm. De dragul tău, îl vom ajuta și pe Ciprian. Dă-ne numele cămătarului care îl șantajează și îl amenință cu moartea. Tai că tu are suficiente relații și mijloace ca să-i vină de hac. Andreea o privi derutată, nu se așteptase la o atitudine atât de generoasă. Tata trebuie să fie foarte atent. Nu te joci cu mafia. Sunt niște fiare gata oricând să ucidă. Maica s-a surâse ironic. Nu trebuie să-mi explici mie ce înseamnă mafia. Întinse palma deschisă de parcă s-ar fi așteptat să primească pe loc un obiect concret. Numele cămătarului. Nu-l știu, dar am să-l întreb pe Ciprian. Acum pot să plec? Du-te, ca să fiu foarte sinceră, mă așteptam la un mersi cât de modest. Iartă-mă, ai dreptate. Mulțumesc. Se întoarse în camera ei cu inima îndoită. Simțea că ceva nu-i în regulă. Inspectorul Mănescu îl fixa cu privirea. Simțea că îl usturau ochii din pricina concentrării. Ar fi pariat că nu se înșală. În momentul în care pronunțase numele lui Răzvan Marțian, diplomatul se crispase. Imperceptibil pentru un terț oarecare, într-o discuție oarecare, dar nu și pentru un interlocutor care pândește. Dar chiar și pentru acesta era necesar un efort de atenție sporită, pentru că, organic, Bălăcescu era o construcție ermetică, aproape fără nuanțe. Indiferent de situație, rămânea un ilizibil, primind tot ce venea din jur cu același chip impenetrabil, cu aceeași economie de gesturi, cu același relief vocal plat. Marțian, banditul ăla de drumul mare, dorise și crezuse că a izbutit să-l uite. De ce dracu-i mai trecuse numele în agendă? Cum nu avusese timp să reflecteze la eventualitatea de a-i se pune întrebări despre Marțian? Apelă la varianta care angaja cel mai puțin, dar totodată și cel mai puțin credibilă pentru cel care punea întrebările. Nu știu. Marțian, murmură, parcă picat din cer. Nu-i trecut
nimic în paranteză, ceva care să le explice, electrician, tapițer, ceva de genul? Absolut nimic, replică Milord. Ciudat, dar numele nu-mi spune nimic. Cu adevărat ciudat, după consultarea agendei dumneavoastră, dacă ar fi să trag o concluzie, este aceea că sunteți un izolat, că foarte puține persoane vă populează existența. Chiar așa și e, confirmă Harald Bălăcescu, realizând că s-a vărât singur în gura lupului, căci observația inspectorului principal urmă imediat și de la sine. În acest context, pare cu atât mai ciudat că ați dorit să memorați un nume și un număr de telefon. Altă concluzie care se impune e că acest marțian prezintă un interes care are importanță pentru dumneavoastră. Diplomatul ridică din umeri neputincios. Orice se poate interpreta. Înțeleg însă că, din punctul de vedere al unui terț de pe margine, situația pare cel puțin bizară și totuși este o realitate. Nu reușesc să-l situez pe acest marțian nicăieri în peisajul existenței mele. Mănescu îl privi lung. Sunteți sigur că asta e tot ce-mi puteți spune? Diplomatul râse ușor nefiresc. Suntem oameni maturi, domnule inspector, nu ne jucăm cu cuvintele. Mănescu respiră adânc ca la final de discuție. În regulă, domnule Bălăcescu, să sperăm că poate misteriosul marțian își va aminti mai multe. În definitiv, surâse strâmb Harald Bălăcescu, nu înțeleg de ce faceți atâta caz de un simplu nume. Chiar nu înțelegeți? În primul rând, așa cum v-am mai explicat, acest nume reprezintă singura punte de legătură între dumneavoastră și familia Dimitrescu, destinatarii lugubrelor pachete. În al doilea, dumneavoastră știți foarte bine cine este Răzvan Marțian, rațiunea pentru care o ascundeți îmi scapă, dar vă asigur că nu va trece multă vreme până o voi afla. Diplomatul surâse crispat. Nu aveți ce afla. Oricum, sunteți foarte siguri de dumneavoastră. De o lege a firii, doar morții pot fi îngropați definitiv. Adevărul niciodată, cel puțin atâta vreme cât mai există supraviețuitori ai evenimentului, al faptului dat. Mă scuzați pentru timpul răpit. Ecaterina Sofron nu știa ce înseamnă să ai o zi bună. Era cârtitoare din fire și veșnic nemulțumită, toate și toți o iritau, o necăjau, ba chiar o supărau. Cum se socotea o ființă perfectă? Era convinsă, cu voluptoasă satisfacție lăuntrică, cum că nefericirea îi se trage tocmai de la această perfecțiune. Ce vină avea ea că nu suporta ticăloșia, hoția, corupția, prostia și incompetența și că nu putea trece indiferentă pe lângă acestea. Invidia însă o rodea cel mai tare, amănunt pe care nu l-ar fi necunoscut pentru nimic în lume. Orice succes profesional, o realizare de ordin material al celor din jur, îi agresau ficatul și le percepea ca pe un afront personal. Acestui sentiment subtil, ea îi spunea simț al dreptății și chiar un câștig substanțial la loto, pronosport sau bingo, nimerit în ograda altora, îl socotea inechitabil. Totdeauna câștigă cine nu merită, așa că totul merge pe dos pe lumea asta și nimeni să nu-i mai vorbească ei de imparțialitatea lui Dumnezeu. De altfel, nu prea le avea cu divinitatea, socotind ca mulți alții că tot ce a realizat se datora exclusiv minții ei iscusite și mâinilor ei harnice. Erau însușiri esențiale care îi umflau pieptul de mândrie, dar de la cine le avea pe acestea, așa cum se interesase bărbată sau într-un puseu de cutezanță, nu își punea problema. La ce întrebări te putea aștepta din partea nătungului de Sofron? În atitudinea ei disprețuitoare vis-a-vis de el, se simțea miloasă și ajutătoare de aproape. În șanț ar fi ajuns nenorocitul dacă nu s-ar fi milostivit să-l suporte în bătătura ei, ferindu-l de neghiobi. Terorista nu avea zile bune, dar asta nu însemna că pe celelalte nu le putea diferenția gradual. Existau zile mijlociu proaste, dar și foarte proaste sau mizerabile. Mizerabilă fusese și cea care tocmai era pe cale să se încheie. Întâi că, de câteva zile, visa rău de tot. Nu era persoana care să se lase impresionată de fleacuri, nu dădea doi bani pe chestiile astea paranormale la modă, dar chestiunea o deranja din punct de vedere științific. Coșmarurile au o cauză concretă și Ecaterina își zise că trebuie să revizuiască sistemul alimentar din casă și să se renunțe la masa de seară. E și sănătos și economic. Cu siguranță, visele cu pricina îi creiau o stare de indispoziție, așa că sosise la spital cu capsa pusă.
Aici, alt motiv de enervare. O aștepta ăla și, dând cu ochii de el, văzu negru. Cum de îndrăznește idiotul să o deranjeze? Încă de la prima întâlnire îi explicase dur și răspicat că pentru ea reprezintă un străin și îi cere categoric să o trateze la fel. E o situație care a fost rezolvată definitiv acum 30 de ani și nu înțelege să revizuiască nimic. 30 de ani de când îl ștersese definitiv din viața ei, până și din arhiva de amintiri. Făcuse tot ce se putuse pentru el la vremea aceea, nu l-a zvârlise în drum, era liberă de orice obligații. Un profitor ordinar, culmea tupeului, mai ceruse și bani și care, pentru că știa că nu-l primește în casă și nu-i răspunde la telefon, se învățase să o caute la spital. Aici, Ecaterina nu se putea dezlănțui, vorbele otrăvite îi le strecura în șoaptă de teama urechilor indiscrete. Rosalia, asistenta, era curioasă ca o vecină de mahala și mai erau și pacienții. Și așa se întreba dacă Rosalia nu-l trăsese de limbă, căci îi găsise în cabinet discutând amical, pentru că nimeni nu știa de ăla, nici măcar Sofron. Bănuia probabil ceva, dar nu îndrăznea să întrebe. Era suficientă o singură privire de-a teroristei pentru ca cel mai inofensiv impuls de curiozitate să amuțească definitiv. Ziua mizerabilă însă nu se isprăvise încă, o mai așteptau surprize. În general, Dumitru se ocupa de cumpărături cu excepția sâmbetei când târguia ea. Pretindea că vrea să simtă pulsul pieții, dar de fapt îl verifica pe Sofron. Era convinsă că o lucrează pe la prețuri, hoție asupra căreia, dacă ar fi fost surprins, ar fi echivalat cu o tragedie. Desigur, Sofron se descărca de gestiune aducând mărturie bonurile de la market, dar mai erau produse cumpărate din piață, iar țăranii nu posedă casă electronică. Deci o grămadă de alimente ca legumele, fructele, ouăle proaspete sau telemeaua de Sibiu, adică tot ce presupune producție peizană, scăpa de sub controlul ei. Însă și eventualitatea de a fi înșelată o sufoca și, deși știa că prețurile oscilează, oricum avea un punct de reper. Mai sconta pe faptul că prea îi vârâse metodic și tenace frica anoase pentru ca Dumitru să îndrăznească să o escrocheze. Uite însă că nu era chiar așa și a avut prilejul să o constate chiar azi. Sofron o ciupise la brânză și miere, umflând prețurile respective cu 10 și 15 mii de lei. La distanță de o zi, greu de crezut diferența. Se îndreptă spre casă, pusă pe un scandal fioros și, conchizând că oricât de neghiob, tot îl duce mintea la furtișaguri și că singura soluție e să pună bâta pe el. Intră în holul blocului și urcă cele câteva trepte care duceau spre ascensor. Apăsă absentă pe buton și, în aceeași clipă, se petrecu ceva neașteptat. De undeva, din spate, țâșni un bărbat cu cagulă și se aruncă deasupra ei. Ecaterina scăpă sacoșa cu cumpărături și ridică instinctiv brațele, apărându-și pieptul. Zări sclipirea unui stilet și încercă să strige, dar nu izbutise decât să emită un gâjâit înfundat. Simți tăișul cuțitului căutându-i vena jugulară și începu să se zbată cu disperare. Hei, ce se petrece aici? Un tânăr care tocmai intrase în bloc, după cum avea să reconstituie ulterior filmul, sări peste trepte și se aruncă în spinarea agresorului. Luat prin surprindere, acesta își abandonă victima și părăsi imobilul în goană. Tânărul îl urmă, dar oricât de rapid reacționase, banditul dispăruse fără urmă. Se putea afirma că avocatul Matei Drăgușin făcuse o pasiune pentru Toni Barbu până într-acolo încât să-l introducă în familie și trebuie să treacă o bună bucată de timp până când acesta din urmă să realizeze dimensiunile succesului său. Cu tactul de rigoare, senatorul își speria cu atenție relațiile, adept hotărât al recepțiilor închise și, în general, al societății omogene, corespunzătoare fiecarei felii de viață. Prin natura profesiunii și a statutului de parlamentar, Drăgușin evolua într-o sferă vastă de cunoștințe repartizate pe compartimente. Colegi de barou, amici politici, prietenii casei și, înainte de toate, legăturile de familie. În ciuda faptului că cea mai mare parte a existenței și-o petrecuse sub regimul comunist, unde anumite principii nu mai funcționau, chiar azi
Avocatul nu-l invita la el acasă pe deputatul X sau marele om de afaceri Y, oricât de importanți erau ei pe plan social, în vreme ce mătușa Ralu, ori unchiul Dimitrie, bătrâni ciuguliți de moli și total neînsemnați în peisajul societății de tranzit, aveau loc de cinste la masa lui. Primii erau ocoliți pentru că mai aveau urme de mămăligă între dinți și mame cu broboadă, cei din urmă erau onorați pentru că păstrau hrisoave în sipetele din lemn de lămâi și trandafiri de acasă. Din fericire, parveniții nu băgau de seamă tratamentul discriminatoriu și se simțeau încântați atunci când Matei Drăgușin îi invita generos să dejuneze la Crown Piața ori să petreacă o seară la Casa Vernescu. Iată de ce, când avocatul anunță familia că îl invitase pe Toni duminică la prânz, Bianca își ridicase sprâncenele, amare mirare. Oste domn? E un tânăr cu însușiri alese, inteligent, energic, instruit, dintr-o veche familie cu tradiții liberale. Aha, pricepu nevastă-sa. Îi prevăd un viitor strălucit, evident, pilotat cu inteligență. Bianca râse. E la fel de evident, tu fiind marele cârmaci. De ce nu? Suntem obligați să asigurăm să pregătim generația de mâine, să avem cui preda fără grijă ștafeta. Mie mi-a făcut o impresie excelentă, să vezi că o să-ți placă. Pe deasupra, adăugă, ca-ntreacăt, e și chipeș. Sper că Andreea nu și-a făcut program. Doamna Drăgușin râse din nou cu poftă. Ah, te ador când ești subtil. Ce vrei să spui? Ceea ce știai și tu din clipa în care l-ai invitat la masă pe acest tânăr strălucit. Iată ne ajungi și la vârsta codoșlâcului. Tu ai o minte diabolică. La urma urmei, nu-i normal să mă preocupe soarta fiemii? E atât de tânără. Mult prea tânără ca să se fixeze. De acord, dar la o adică oricine e mai bun decât nudistul ăla. Cui pe cui se scoate? Bianca declară sceptică. Să sperăm că strategia ta va merge. Așteaptă mai întâi să-l vezi pe Barbu. Toni era un copoi născut. Avea ceea ce se numește flair, mirosind din zbor oamenii și împrejurările. Astfel, instinctul îl dirija cu abilitate, determinându-l să se implice sau, dimpotrivă, să ocolească anumite situații. Ieșea întotdeauna învingător și precizia intuiției sale surclasa degajat experiența multor indivizi cu tâmpla căruntă. Pe Matei Drăgușin îl adulmecase rapid, încă de la prima lor întâlnire. Era un bărbat a cărui inteligență era uneori blocată de excelenta părere pe care o avea despre sine însuși, eminamente onest și tributar unor mentalități, cu o leacă de exagerare spus, feudale. Adora să fie admirat, niciodată contrazis, se considera un model și primea cu nemărturisită, dar cu vădită plăcere, aplauze. Realizând imediat ce avantaje ar putea avea de pe urma unei relații cu senatorul, Toni își propuse să-l cucerească. Avansă cu pași mici și prudenți. Desigur, trecutul liberal al familiei constituia o parolă, paspartu căruia Drăgușin a nevoie i-ar fi rezistat. La partidele de poker nu se avântase, jucase ca un tip inteligent, amator de o foiță, dar nu vicios, și apelase la un truc vechi de când lumea, dar mereu valabil, lăsându-l pe Drăgușin să ia banii. Avocatului îi plăcea să câștige și apreciase în același timp că, deși având o carte mare, ful de popi, Toni nu se lăsase antrenat aruncându-se. Adică doar plăcere, nu patimă. Pentru dejunul de la Drăgușini, Toni arboră cea mai fermecătoare ipostază a lui. Păiat bun, frumos și cu capul pe umeri, îmbrăcă un costum clasic de culoare deschisă, cravată, bineînțeles, și se înarmă cu un buchet de flori onorabil, fără să cadă în costisitor de țoapă sau jerba de premieră teatrală. Înainte de plecare, Dona îl măsurase cu un ochi critic. Arăți bine! Toni îi zâmbi galant. Mai fi acceptat altfel? Dona trecu ușor gâdilată peste compliment. Ce știi despre familia lui? Ce naiba să știu când azi mă duc prima dată? Am văzut-o pe nevastă sa. Apare în diverse reviste la rubrica mondenă. E o femeie foarte bine, adăugă pe gânduri, pentru vârsta ei, firește. Genul ăla de lady. Mă așteptam. Și el e un domn. Nu-l vedeam deloc cu nuții zacuscă sau cu cocuța chec economic.
Se spune că fiică-sa ar fi o mare frumusețe. Tony o privi amuzat. Dom, liniștită, încă n-am început să mă dau un vânt după prospături. Dona săltă capul cu aroganță. Dacă s-ar fi putut desprinde de trup, ar fi ajuns la o înălțime amețitoare. Vreau să văd și eu găsculița care s-ar putea măsura cu mine. Era foarte sigură pe ea, se considera o frumusețe princiară, iar distinția, pe lângă faptul că nu e perenă, ci fidelă și la bătrânețe, nu o întâlnești la orice colț de uliță. Da, așa stăteau lucrurile, problema era doar ca partenerul să vadă și să aprecieze la fel. Aici, dona nu se mai simțea la fel de sigură. Câțiva bărbați, chiar gentlemen, vezi istoria din manuale și cealaltă din arhivele de familie, făcuseră pasiune pentru frumuseți comune, de duzină. Privi de la fereastră silueta desăvârșită a lui Tony care urca în taxi, căci pentru a onora dejunul din toate punctele de vedere, merinde și băutură, renunțase la autoturismul personal. O inexplicabilă stare de disconfort o încerca, simțea că ceva nu e în regulă sau nu va fi, dar nu știa ce. În general, Tony își stăpânea admirabil reacțiile, ceea ce nu încercă de data aceasta. Cu instinctul său infailibil, simți că soții drăgușin vor fi încântați să-i constate surpriza, așa că deliberat nu ascunse efectul produs de intrarea Andreei în sufragerie. În fapt, nu simulă și nu exageră nimic, ci doar nu camuflă. O admiră, zice-se discret, fără cuvinte, dar pe fața lui se citea impresia extraordinară. Și pe bune dreptate, fata era cu totul remarcabilă, țintea senzaționalul, iar contrastul dintre pielea creolă și ochii menși de un verde pătrunzător făceau din Andreea un unicat, iar vestimentația în culori glaciare, marea vogă a sezonului lansată de bulgari, o prindea de minune. Ținându-i scaunul să se așeze, în timp ce avocatul procedă la fel cu nevastă-sa, Tony își imagină eventuala reacție a donei la vederea fetei. Ar fi sărit probabil să-i scoată ochii. Andreea, foarte sigură pe ea și obișnuită cu omagile, se simți totuși amuzată de impresia pe care o făcuse asupra acestui tânăr, care se prezenta neașteptat de bine. Cum nu-și desprindea privirile de pe chipul ei, remarcă surâzând. Aveți impresia că ne-am mai întâlnit? Nu, scuzați-mă, mă întrebam doar unde v-ați ascuns până acum. Cunoașteți chiar pe toată lumea? În principiu, tot ce-i mai interesant. Iar dumneavoastră nu puteți trece neobservată. Matei Drăgușin interveni. Ei, fata abia a terminat liceul și a văzut de carte. Mai are timp de mondenități. Pentru Andreea începe una dintre cele mai frumoase perioade din viață, studenția, chiar consumată în sărăcie, așa cum s-a întâmplat cu generația mea și tot frumoasă rămâne. Aveți dreptate, se grăbi să confirme Tony. Deși pe atunci înjuram mizeria din cămin, sesiunile, lipsa de bani, azi mi-amintesc cu plăcere de anii aceia. Dacă am reținut bine, ai terminat Politehnica. Nu-i de mare perspectivă acum. Până nu punem economia pe roți, inginerii sunt cam marginalizați. Tony fu din nou de acord. Așa e, n-au nicio perspectivă. De aceea m-am înscris la drept, la fără frecvență. Ca să fiu sincer, mă tentează și științele economice. De ce nu? Ești la vârsta când edifici temelia victorilor de mâine. Am toată prețuirea pentru tineri energici, ambițioși, cu capul pe umeri. Dacă ar fi mai mulți care să-ți semene, am fi printre fruntașii lumii. Îl aprecia sincer și Bianca. Cu un surus imperceptibil, își zise că Tony știuse să schițeze exact portretul care să-l extazieze pe bărbatul său. Mare pui de lele, îl etichetă în sinea ei. Știe să manipuleze oamenii și să-și urmărească interesele cu talent. N-am încredere în el. N-o surprindea că Matei îl aprecia și încă cu majuscule. În felul său și în ciuda profesiei, avocatul era un naiv. Un naiv mare și iremediabil pentru că nutrea despre sine ferma convingere că nu poate fi înșelat și că, mare cunoscător al naturii umane, învârtește oamenii pe degete. În realitate, Tony mințise doar parțial. Terminase, într-adevăr, Politehnica. Dar se gândea la absolvirea altor două facultăți ca la grindina de anțărți. Dar asta îi plăcea lui Drăgușin să audă și de ce nu l-ar fi servit? După cum simțise că mătușii Ralu, cel de-al patrulea comesean, îi face plăcere să îi se acorde toată atenția și să nu fie socotită o simplă mobilă care îngurgitează cu talent.
Și, într-adevăr, bătrâna de 80 de ani mânca ceva de speriat servindu-se copios și de câte 2 ori din fiecare fel. O făcea însă elegant, manevra cu grație firească tacâmurile, iar proteza bine fixată nu ocaziona clișee grețoase. Altfel, se părea că nu observă nimic din jur, iar solicitudinea lui Tony, care îi făcea mici servicii, pâine, sare, un platou tras mai aproape, era răsplătită cu un mulțumesc șoptit. Andreea făcea figurație și, doar interpelată direct, răspundea în limitele convenției. Sesizase intențiile lui taică-so, vrea să-mi-l bage pe gât, chestiunea în sine, ca și dejunul, o plictisea și abia aștepta să se ajungă la coniac și cafele, pentru ca, sub pretextul examenelor care bat la ușă, să se poată retrage în camera ei. Bianca aduse vorba despre festivalul de la Mamaia, lipsit de strălucire și mai fad ca în anii trecuți, și Andreea, ca să spună ceva, observă că săptămâna viitoare Elton John dă 2 concerte extraordinare la Sala Palatului. Biletele s-au epuizat urgent, se vând acum la suprapreț, am auzit că ar fi depășit 1.000.000. Tony se oferi plin de amabilitate. Dacă vă interesează, vă pot procura eu. Am o cunoștință, știți, întotdeauna rămâne un lot disponibil pentru protocol. Andreea îl privi pe sub sprâncenele fine. Asta presupune că trebuie musai să văd spectacolul în compania dumneavoastră. Soții drăgușini își priviră fata în aceeași clipă. Întrebarea era dură și niciunul dintre ei nu era de acord cu mitocănia gratuită, mai ales ca replică la un gest de amabilitate. În mod neașteptat, bătrâna Ralu începu să râdă. Mi-amintești de sorul mea, biata Ilinca, tot așa le trântea și ea omului în față când observa că vrea să intre pe sub piele. Tanti! Exclamă avocatul consternat. E musai? Insista Andreea. Tony nu se pierdu cu firea și surâse dezamăgit, dar nu supărat. Nici de cum, domnișoară. Bineînțeles că mi-ar fi făcut plăcere să vă însoțesc, dar nu e obligatoriu. Își rezemă palmele de marginea mesei, sugerând intenția de a se retrage. Doamnă? Maestre? Drăgușin îl opri. Unde te grăbești, Bianca? Noi luăm cafeaua în birou. Avem ceva de vorbit ca între bărbați. Politic e de-a noastră. Bătrâna Ralu aprobă, dând de câteva ori din cap. E bine să rămâneți singuri. Poate spune ce urmărește la o adică. Tony se prefăcu că nu înțelege. Drăgușin, confuz, vizibil jenat, îl luă de braț și îl conduse spre birou. Se pare că ai nimerit chiar în duminica politețurilor. Îmi cer scuze. Fiică mea e la vârsta teribilismelor, mătușii mea la vârsta la care și închipuie care dreptul să spună tot ce-i trece prin minte. Nu știu la ce vă referiți, suruse diplomat Tony. Nu s-a întâmplat nimic. Avocatul îl bătu părintește pe umăr. Bravo, ești un tânăr inteligent. Am simțit chiar de la început că ne vom înțelege. De fapt, am o propunere concretă. Vrei să faci parte din echipa mea? Tony își coborâ ploapele, ascunzându-și licărul de triumf. Punct ochit, punct lovit. Inspectorul din Umănescu plesni în ciudat biroul cu palma deschisă. Nu dispare un om chiar așa fără să-l lase nicio urmă, doar nu suntem în jungla Amazoanelor. Inspectorul Panait, care n-ar fi știut să-și arate pe hartă unde vine chestia asta, avea o grimasă de plictiseală. Problema nu-l preocupa, nu se suspecta că ar fi cult la cap, își vedea de meserie, altceva nu-l interesa și cu atât mai puțin miliardul de Prima TV fluturat pe sub nasul fraierilor. Îl agasau însă fixațiile lui Mănescu, iar acum tocmai se consuma una dintre ele. Ăsta e păcatul tău, milor. Dacă ți-a intrat o idee în cap, nu o mai scos nici cu tir bușonul. Ți-a cășunat pe tipul ăsta marțian și o ții de-am boulea. Mai mult ca sigur omul n-are nicio legătură cu moartea livrată în rate. De undeva trebuie să începem. Experiențe pe banii contribuabililor. Slogan pentru electorat, respinse Dinu dând din mână. Pe Marțian nu l-am ales la întâmplare din cartea de telefon. E singurul liant între destinatarii de colete și atât Bălăcescu cât și Dimitrești mint în privința raporturilor lor cu Răzvan Marțian. Nu ți se pare suficient pentru o pistă? Nu. Amănântul că plătim amândoi întreținerea acelui așa administrator nu incumbă obligatoriu și alt soi de relații. E ceva mai mult decât atâta. Minimalizez cu bună știință și nu înțeleg de ce îți place să faci pe cap somanul. Pentru că nu-mi place să pierd timpul. Răzvan Marțian, o mai fi existând? Pe unde? Merită căutat?
Dacă ai chef să umbli după potcoave de cai morți, n-ai decât, dar fă-o singur. După părerea ta, încotro trebuie îndreptate cercetările. Panait renunță la poziția comodă de până atunci, răsturnat pe spătarul scaunului ținut în echilibru pe picioarele din spate și se aplecă peste birou. Luă un pix și începu să-l penduleze ca pentru a da greutate cuvintelor. Prioritară este identificarea victimei. Tu încerci să prinzi muște și până o identifici. Da ora exactă, aștept, ce vrei să fac? Și dacă nu o putem identifica? Panait ridică din numeri. Înseamnă că așa i-a fost scris nefericitei să moară ca anonimă și în condiții neelucidate. Ar fi primul dosar clasat. Asta în extremis. Sunt însă convins că or să apară date noi și asta cât de curând. Dinu ridică la rândul lui din numeri. Atunci așteaptă. Era însă de altă părere. Se putea afirma că intimul și totodată cel mai periculos vrăjmaș al lui Tony Barbu era propriul său orgoliu, nemăsurata vanitate. Era conștient că ar fi trebuit să-și țină gura, dar pur și simplu nu rezistă să nu-i povestească Donei impresia pe care i-o făcuseră drăgușinii, exclusiviști de rasă, care nu primeau pe oricine și nici să nu ridice în slăvi frumusețea remarcabilă a Andreei. Nu există femeie căreia să-i cadă bine osanalele scandate în cinstea alteia, chiar dacă terța e o vedetă hollywoodiană, privită numai la televizor, deci intangibilă pentru partenerul lipsit de tact. Oricât de sigură pe ea, Dona se simți atinsă de omagile închinate fetei și dacă ar fi fost mai onestă cu ea însăși, ar fi recunoscut că devine geloasă. Aceeași vanitate îl împinse pe Tony să comită cea mai gravă imprudență, mărturisindu-i amantei că senatorul a pus ochii pe el și parcă nu i-ar displăcea să-i fie ginere. Până una alta îi propusese să intre în politică. Dona simțise că un vânt rece traversează încăperea. Lui Tony îi plăcea să se laude, dar niciodată complet gratuit și din aerul victorios pe care îl aborda, era evident că în relatarea lui exista un sâmbure de adevăr. În lumina celor întâmplate, situația se schimba și trebuia să-și revizuiască strategia. Furioasă, nimic nu irita mai mult decât piedicile neprevăzute intervenite pe un itinerar deja stabilit, simți nevoia să se descarce și intră în camera sorsii. O găsi brodând o bonețică lângă pătuțul lui Floricel, care dormea liniștită. Atmosfera luminoasă și reconfortantă, chiar idilică, de o placiditate imbecilă pentru Dona și mai ales expresia de vițică fericită, o scoaseră din sărite. Iarăși pierzi timpul cu prostii! Codruța își ridică ochii din cusătură și întrebă cu voce nesigură. Ce ar trebui să fac? Ceva util pentru societate. Îmi cresc copilașul. Asta nu-i util. Dona o repezi cu dispreț. Găinați! Asta o fac toate femelele și țigăncile și cățelele. Codruța replică liniștită. Altceva nu știu să fac. O rostise firesc, fără insolență și fără amărăciune, un fel de asta e situația și e ireversibilă, iar mie îmi place. Din nefericire, sublinie cealaltă, oprindu-se în fața pătuțului. Unde mai pui că-i și o chestie ereditară? Mă uit la plodul ăsta al tău, altă handicapată. De pe acum are un aer de idioată. Codruței îi dădură lacrimile. Doar tu o vezi așa, când ies cu Floricel în parc. Nu mă interesează ce spun gospodinuțele alea cretine. Eu plec, ai grijă să nu dai foc la casă. Codruța nu o auzi. Fetița se trezise și gânguritul ei ar fi astupat până și zgomotul unei explozii. Nu avea urechi decât pentru Floricel. Dona, pradă aceleiași nemulțumiri mânioase generate de previzibilă ascensiune socială a lui Tony, unde ea era clar că nu mai avea loc, simți nevoia imperioasă și sadică să-i administreze sorăsii un knockout, ceva care să spulbere fulgerător starea de spirit pastelată și nesimțită în care plutea. Cu spatele întors și mâna pe clanță, aruncă. Mâine o să vină la noi o pereche interesată de adopția plodului. Vor o fetiță, ai grijă să o dichisești. Codruța, cu o față rigidă, decretă, pândi din spatele perdelelor plecarea Donei. Cu o liniște de care s-ar fi mirat chiar și sorăsa și cu gesturi calculate metodic, de parcă ar fi pus în practică lucruri gândite de mult, scoase din debara unul dintre sacii de voiaj ai Donei și începu să împacheteze. Garderoba fetiței, schimburi pentru ea. Din șifonierul din dormitor luă toată rezerva de bani pe care Dona o păstra în casă,
fără a-și face scrupule. Maică-sa trimitea bani destul de rar pentru întreținerea mezinei, dar sumele erau substanțiale. Codruța făcea adeseori cumpărături, fiind mereu acasă, tot ea plătea unele taxe, așa că știa că Dona nu cheltuiește pentru ea și fetiță mai mult de jumătate din indemnizație, la care se adăuga și pensia de urmaș. Controlă dacă gazele și luminile sunt stinse și, instalând-o pe Floricel în cărucior, părăsi apartamentul. Dezbătuse o zi întreagă chestiunea cu Gina, care se opunea categoric intenției lui. Trebuie să ne ferim de imprudențe gratuite, Mihai, dacă ești pus sub urmărire. Însuși faptul că îl cauți pe individ poate genera cele mai grave suspiciuni. Înseamnă că ascunzi ceva, că relația voastră înseamnă mai mult decât o amintire din studenție. Înseamnă că ți-e frică. Exagerezi, Gina? Nu înseamnă neapărat asta. Accept ideea că exagerezi, dar de ce să deschizi tu pârtii? De ce să dai idei? Mai gândește-te la un aspect. Nici lui Marțian nu-i convine să divulge trecutul, sunteți amândoi implicați în aceeași măsură. Știu, scumpa mea, dar instinctul îmi spune că trebuie să vorbesc cu el, să-l avertizez. Înțelege-mă, nu mai am liniște. Unde ai de gând să-l cauți de vreme ce nu răspunde la numărul pe care ți l-a dat? Mirarea se așternu pe chipul tânărului businessman, dar nevastă-sa nu-i dădu timp să formuleze întrebări. De când a fost poliția la noi, formezi mereu un număr de telefon. Nu ți se răspunde și înjuri invariabil de Paște și de Dumnezei. Ai dreptate, surâse stângaș Dimitrescu. Mă întreb pe unde o fi umblând. Și dacă nu mai e în țară? Ei, cu atât mai bine pentru noi, dar trebuie să mă conving de asta. Cum? Mihai aprinse o țigare și inhală cu lăcomie. Răzvan e un mare jucător, are patima în sânge. Chiar în studenție juca la tot ce oferea în materie regimul. Loto, pronosport și să nu mai vorbesc de pocărele căministe. Și chiar la amărâtul de loz în plic. Dar simte că trăiește abia acum după 90, când se poate desfășura după plăcere. Pariază pe tot ce se poate paria, rezultate sportive, curse de cai și câini și care or mai fi, iar în fiecare seară e la casino. Acolo îl voi căuta. La care? Sunt o grămadă. Ei, nu chiar atât de multe încât să nu-l pot descoperi. Hai să zicem 15. Le pot vizita pe toate într-o singură noapte. De unde știi amănunte? Mihai își deschise palmele. E simplu ca bonjour. Mi-a spus-o chiar el. Când l-am întrebat concret, how do you do? Trebuia să-mi răspundă ceva. Mi-a explicat cu sinceritate ce face, pentru că nu avea niciun motiv să se ascundă. Sunt sigur că voi da de el. Înaintea poliției. Asta încerc să fac. Îi întrerupse tropăitul lui Crișan, care năvăli vijelios în living. Emoția îi împurpurase obrajii și anunță triumfător. Lola a primit și ea un cadou. Ca noi! În spatele lui, bătrâna rezemat-o cu lușii de parcă nu s-ar fi putut ține pe picioare. Avea un aer atât de nenorocit încât Dimitreștii se speriară. Ce s-a întâmplat? Așa e, îngână domnișoara Lola. Am ieșit cu Crișan la plimbare. Mi s-a părut cam rece și ne-am întors să-mi iau o jachetă. În fața ușii am găsit coletul ăla sinistru. Doamne Dumnezeule, înfiorător! N-am să uit niciodată, zise închizând ochii. Gina întrebă inutil. L-ai deschis? Bătrâna oftă. Am avut o bănuială, semăna cu cel primit de dumneavoastră. Dar ca o babă nebună și curioasă ce sunt, tot l-am deschis. Crișan se făli. Am văzut și eu. Era multă, multă friptură. Găsi copilul cuvântul. Cum bagă lucica la cuptor. Cuprins de greață, Mihai astupă gura băiatului. Încetează, Crișan. Du-te în camera ta și joacă-te. Copilul îl privi dezamăgit. Dar ce am făcut? Nimic, puiule, spuse Gina, mângâindu-l distrată pe creștet. Du-te. Imediat vine și domnișoara Lola. Mihai și-a prins nervos țigara, uitând că cealaltă, abia începută, fumega în scrumieră. Ați anunțat poliția? Nu, m-am gândit că dumneavoastră... Așa e, o ajută Gina. Noi îl știm deja bine pe inspectorul Mănescu, el se ocupă de cazul ăsta. Presupun că ai lăsat coletul baltă și ai venit la noi. Domnișoara Lola dădu din cap. Da, a rămas în bucătărie. O secundă, o opri Mihai. Spuneți-mi, numele Marțian, Răzvan Marțian... Vă e cunoscut? Gândiți-vă bine! Bătrâna reflectă un moment, apoi declară categoric. N-am auzit de el în viața mea! Inspectorul Panait îl întâmpină cu un rânje de satisfacție. Ți-am zis că evenimentele se precipită. Încă un colet și o să ne țină tot așa, până îi sprăvește marfa. Rădulescu susține. Care din ei?
Dinu Mănescu se strâmbă sâcâit. Evident că nu Rădulescu de la Cifru, Rădulescu, medicul legist. După părerea lui, asasinul nu mai are ce livra. A expediat componentele esențiale. De resturile nesemnificative se poate debarasa făcând pachete mici care nu atrag atenția. Altceva? Nimic în plus față de constatările formulate încă de la primul colet, adresat lui Bălăcescu, nimic care să ducă la identificarea victimei. De la bătrâna Lola ai scos ceva? Mănescu ridică din umeri. Nici nu mă așteptam. M-a primit asistată de soții Dimitrescu. Se simte total neajutorată, e șocată și tremură de frică. De ce naiba ei e frică? Se miră Panait. De fantome, replică enervat Dinu. Cum să nu se simtă speriată? Se trezește cu bucăți de cadavru la ușa ei, nu înțelege cine și de ce o vizează, se întreabă ce va urma, ce o mai așteaptă și așa mai departe. Situația e șocantă pentru oricine, dar mai ales la vârsta ei, după o existență placidă, fără întâmplări ieșite din comun și mai ales acum când nu mai așteaptă surprize decât din partea buletinelor de analiză. În așteptarea rezultatelor își consumă singurele emoții. Ce viață roză! Exclamă visător Panait. Ăilalți ce spuneau? Dimitrești? Aceleași întrebări pe care ni le punem și noi. De ce tocmai ei sunt destinatarii coletelor? De ce toți locatari ai aceluia și mobil? Ce are personajul cu blocul lor? Ia ghici, râse Panait. Dinu se apropie de fereastră cu mâinile în buzunarele pantalonilor. Își aținti privirea pe geam, fără să vadă probabil nimic din peisajul străzii. Era firesc, elegant, poză desăvârșită de mascul superb, așa cum întâlnești numai în reviste. Ca întotdeauna când îi se întâmpla să-și admire colegul, Panait se simți mușcat de invidie, apelând la antidotul imediat. O fi el vreun milord magnific, dar eu sunt mai deștept. Mă gândesc, începu Dinu. Ți se întâmplă des? Mănescu schiță gestul lui caracteristic, dând din mână de parcă ar fi alungat o muscă. Vom recurge la o soluție mai puțin subtilă, dar edificatoare. Care ar fi aia frumusețe? Se interesă dulce Panait. Plec de la faptul cert că leșul e conservat de cel puțin 6 luni. Segmentele au fost înghețate, amănunt semnalat de Rădulescu încă de la bun început. Limpede pentru orice imbecil, cadavrul tranșat a fost depozitat într-un congelator. Și ce-i cu asta? Mănescu se răsuci sticlindu-și dinții. Percheziție generală, în tot blocul fără excepție. Să le vedem congelatoarele. Ești nebun, decretă Panait, simțind în același timp că ideea îl seduce. Blocul e plin de parlamentari, businessmen, elefanți albi. Ai vreo probă care să justifice o astfel de măsură? Să-mi spui și mie când obții 40 de mandate de percheziție de la parchet. Le voi obține. Și dacă nu? Mă spăl pe mâini, renunț la dosar. Panait îl privi lung. 9.000 de polițiști urmează să fie disponibilizați. Mănescu suruse. Vor fi probabil 9.000 plus unul. Da, mi-ar plăcea să privesc lucrurile la fel de detașat. Ce te împiedică? Suruse fin milord. Mai nimic, ricană celălalt, decât contul din bancă. 0. Și copiii? 3. Dinu își regretă replica. Amănuntul că el nu era dependent de salariul de polițist nu îl îndreptățea să fie arogant. De fapt, măgar. Adresându-se mai mult inspectorului principal Panait, deși era subalternul amândorura, dar asta era situația, nu se simțea coechipier cu milord care îl complexa, inspectorul Firoiu anunță: L-am găsit pe Răzvan Marțian.